Hola, buenos días, Pace, queridos hermanos frați și și surori, amigos, prea donde quiera iubiți, que acolo unde están. sunteți. Hoy también Și quiero astăzi ar vrea compartir să la împărtășesc palabra de cuvântul Dumnezeu hoy cu con dumneavoastră. ustedes. La palabra de hoy, Cuvântul Dumnezeu de astăzi 1 Corintios este din capítulo 1 15, Corinteni, capitolul versículo 15, 58. versetul 58. 1 1 Corintios Corinteni, capítulo 15, capitolul 15, versículo 58. versetul 58. Yo leo. Voy a citar yo. Así que, De aceea, hermanos míos prea amados, iubiți mei stad frați, firmes fiți tari, y constantes, neclintiți, creciendo en sporiți la fe totdeauna hacia în lucrul Dumnezeu, Domnului, sabiendo căci que știți vuestro că trabajo en el osteneala Señor voastră în Domnul no es en nu vano. este zadarnică. Primero, În primul rând, les doy gracias vreau por să vă sacrificar mulțumesc para el pentru Señor y sacrificiul care para l-ați la făcut pentru iglesia. Domnul și pentru biserică. Hermanos, Fraților, primera Corintios în capítulo 1 15 Corinteni, capitolul nos 15, enseña sobre ne nuestra învață resurrección despre învierea noastră y și, de asemenea, la razón por la que tenemos que sacrificar motivul y pentru no care más trebuie que să evangelizar. sacrificăm și să evangelizăm mai mult și mai mult. Hermanos, ¿por qué Fraților, nosotros nos reunimos de ce juntos, noi ne adunăm cantamos împreună, juntos, sacrificăm evangelizamos împreună, juntos, evangelizăm predicamos împreună, juntos? slujim împreună? ¿Por qué Pablo De dedicó su ce vida Pavel a și-a la dedicat iglesia toată viața lui pentru y biserică? Pedro fue De ce crucificado Petru a fost boca răstignit abajo cu por gura în mí? jos și așa a murit? Porque hay un mundo eterno, Pentru că este o lume hay un veșnică, perdón pentru eterno. că este o răsplată veșnică. Hermanos, Fraților, todas las cosas toate que hemos lucrurile hecho para el Señor no care le son facem pentru gratuitas. Dumnezeu nu sunt în zadar. Vamos a ver Haideți să vedem. Ecclesiastes capítulo 1, versículos Eclesiastul, 1 y 2. capitolul 1, de la versetul 1 la 2. Ecclesiastes capítulo Eclesiastul, 1, versículo capitolul 1, 1 y 2. versetul 1 și Leo. 2. Palabras de David, Cuvintele hijo Eclesiastului, de David, fiul lui David, rey en Jerusalem. împăratul Ierusalimului. Vanidad de O vanidades, deșertăciune a cuyo deșertăciunilor, predicador, zice vanidad de Eclesiastul, o vanidades, deșertăciune a todo es deșertăciunilor, vanidad. totul este deșertăciune. Todas las cosas del Toate mundo son lucrurile din vanidad, lumea aceasta sunt la deșertăciune. sabiduría del mundo, Înțelepciunea lumii, gozo, el bucuria lumii, trono, el onoarea poder, el lumii, poder, plăcerile, puterea, riquezas, succesul, todos toate estos son acestea vanidades, sunt o deșertăciune. porque De ce? todo desaparecerá. Pentru că totul Nadie va puede dispărea. tenerlo eternamente. Nimeni nu poate să aibă aceste lucruri pentru totdeauna. Hermanos, saben Alejandro Fraților, Magno, știți despre un Alexandru cel Mare, famoso comandante que conquistó un un cuarto del împărat mundo. care a cucerit aproape toată lumea? Él tenía muchas El riquezas, avea foarte multe averi, gran poder y honor. avea foarte mare autoritate și cinste, Él dar murió en 33 el a años, murit la vârsta ¿verdad? de 33 de ani și a plecat în mormânt Hermanos, cu mâinile goale. Nu ¿puede a dus tener nimic cu el în mormânt. eternamente el dinero Fraților, que credeți că ha puteți tenido să ahora? aveți pentru totdeauna banii care aveți acum? Mañana se desaparecerá. Mâine nu vor mai fi. Ahora Acum. hay una comida Poate că rica aveți o delante mâncare de nosotros. foarte gustoasă înaintea noastră. ¿Podemos tenerla eternamente? Credeți că putem să o avem pentru totdeauna? Después un momento După o vreme, desaparecerá. nu va mai fi. Hermanos, Fraților, no olviden să que nu uităm nuestro trabajo que hemos hecho că para osteniala el noastră mundo, para el cuerpo, pentru lumea aceasta și pentru trupul acesta este o zădărnicie. los que hemos Este în hecho para zadar. el Señor Dar ceea ce am no făcut son pentru Domnul vanidades, nu este zadarnic. no son vanidades, dos blancas que una Nu sunt în viuda zadar de nici viu cei doi bănuți ofrece. care văduva săracă i-a aruncat No în son vistierie. vanidades, Nu a fost o în zadar panes y nici dos peces
cei doi pești și cinci pâini care a dat acel băiat. Nu a fost în zadar nici jertfa lui Avram, care a adus-o lui Dumnezeu, după porunca lui Dumnezeu. Fraților, noi, prin faptul că ne adunăm împreună, nu este în zadar. Prin faptul că ascultăm cuvântul lui Dumnezeu împreună, nu este în zadar. Sacrificiul nostru bănesc, care îl dedicăm lui Dumnezeu, nu este în zadar. Și mai presus, faptul că evangelizăm împreună nu este în zadar, ci este deosebit de prețios. Fraților, când eram păcătoși, pe când eram pierduți, nu puteam să primim binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar Domnul ne-a mântuit, Domnul ne-a dat mântuirea lui cea veșnică, viața veșnică, speranța, nădejdea vie. Și acum, de asemenea, Domnul ne dă multe binecuvântări. Și când vom fi în cer, Domnul ne va da o glorie veșnică. Fraților, Domnul va veni curând. Și noi vom trăi cu un trup spiritual în lumea veșnică. La fel cum o omidă se transformă într-un fluture deosebit de frumos și trăiește zburând. Fraților, să ne străduim, să ne ostenim mai mult viața creștină. Și nădăjduiesc ca și astăzi să trăiești pentru Domnul. Fraților, prea iubiți mei frați, fiți tari, neclintiți.